Dragi producători, în primul rând vreau să vă felicit pentru efortul pe care l-ați făcut de a fi prezenți în această piață de weekend. Este un început și nu vreau să rămânem dezamăgiți. Întotdeauna am început de undeva și întotdeauna am construit. Și vom construi în continuare. Domnul deputat Cosel Șoptică ne spunea că sunt și liberal. Eu am fost întotdeauna liberal și n-am ascuns chestiunea asta. Și vreau să vă spun că astăzi demonstrăm încă o dată că, indiferent de culoarea politică, suntem împreună pentru a dezvolta această piață de uite. Pe umerii domnului deputat, a subsemnatului și a tuturor celor care sunt implicați în activitatea de a aduce bunăstare cetățeanului botoșenean, iată, trebuie să facem efortul acesta, indiferent de ce culoare politică avem. De la o etapă la alta, noi trebuie să creștem și să ne promovăm produsele noastre din județul Botoșan. Mai mult decât atât, vreau să știți că Uniunea Europeană, pe politica 2023-2027, încurajează pe lanțul scurt de la producător la consumator. Iar acest aspect trebuie să începem și noi la Botoșan, în ideea de a crea această piață și de a crea o alternativă la supermarketurile care ne refuză în continuare produsele noastre. De aceea rog eu pe toată lumea și mi-asum și eu personal, lângă domnul deputat, să dezvoltăm această piață locală ca o alternativă la supermarketuri. Mai mult decât atât, vreau să rog administrația locală și nu numai, și cea județeană. Haideți să transformăm piața centrală ca și echivalentul la unui supermarket. Să ne fie drag să intrăm în acea piață centrală. Să o modernizăm, pentru că acea piață centrală, credeți-mă, aduc foarte mari venituri, dar nu știu unde se duc veniturile. Când ele ar trebui să se îndrepte sau să întoarcă cel puțin 50% în piața centrală, tocmai de a o moderniza. Vă felicit încă o dată, domnul director. Sper să facem front comun cu toții. Domnul deputat, aveți o misiune ca vicepreședinte al Comisiei pe Agricultură și sunt convins că o vom face prin legi, hotărâri de guvern, prin guvern, să construim. Sănătate multă și o duminică!